Bună ziua copii, bună ziua România! Trăim în epoca în care urâtul și frumosul, binele și răul sunt prezentate îndeopște de toată lumea cam cu aceleași cuvinte. Eu, ca profesor, voi fi un dascăl fericit atunci când copiii mei, peste ani, voi constata, copiii mei din școală, voi constata că știu să facă diferența dintre bine și rău, dintre frumos și urât. Astăzi, mă uit și aici pe Facebook, sunt atâtea elemente de grotesc și atâta minciună spusă cu atâta nonșalanță, încât de multe ori mă gândesc, măi, dar ce note au avut în școală? Adulții care astăzi mint în halul ăsta, ce note au avut? Vă garantez că mici. Foarte mici. Și foarte mulți dintre ei nu au fost capabili să ia bacalaureatul. Dar pe internet și la fel și pe stradă. Nu-ți poți da seama ce-l duce mintea pe om. Îl vezi frumos îmbrăcat, corect, poate are și o afacere, om de succes, dar el are o minte în colțuri. Și întotdeauna, copii, întotdeauna, un om cu minte strâmbă vede adevărul strâmb și va încerca să-ți arate ție, cel care gândești corect, că el are dreptate, nu tu. Dar adevărul este unul singur. Binele este unul singur. Frumosul este unul singur. Nu există nuanțe de frumos, de adevăr, de bine. Există bine și atât. Există frumos și atât. Există adevăr și atât. Bun, astăzi vreau să vă prezint o carte. Ștefan cel Mare, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, o carte pe care aș vrea ca fiecare dintre voi să o lectureze. O carte bine scrisă și este bună pentru copiii chiar de clasa a 6-a. O carte frumoasă unde ți este prezentată harta Moldovei, unde ți este prezentată viața lui Ștefan cel Mare, părintele cel iubitor al Moldovei. Cum Dumnezeu îl hrăzește să fie domn, pentru că nimic, absolut nimic, nu se întâmplă din întâmplare. Rana de la piciorul voievodului, luptele voievodului, o carte frumos alcătuită. Iar eu am lansat o discuție pe internet și spuneam, nu ar fi cazul ca noi să ne propunem să construim în conștiința voastră a copiilor identitatea voastră națională foarte clar și foarte bine? Mă gândesc ce minunat ar fi dacă oamenii de bine din țara asta sau ministerul ar pune la dispoziția voastră a tuturor copiilor în format electronic această carte care apare la editura Mitropoliei Putnei, deci nu este o carte a unui autor care să câștige bani prin faptul că voi ați citi această carte. Cartea aceasta v-ar face să fiți mândri că aveți un strămoș ca Ștefan cel Mare. Vă nenumărați copii care stau toată ziua pe gadgeturi, pe jocuri, pe prostioare, urmăresc tot soiul de filme pe TikTok sau în alte părți care nu le aduc niciun câștig. Iar timpul pe care voi îl aveți acum, l-ați putea folosi pentru a dobândi cunoaștere și să nu ajungeți atunci când veți fi mari, ca și troglodiții care scriu pe aici pe internet și mint și fac din minciună o virtute. Mi-aș dori ca voi să fiți oameni liberi, iar oameni liberi nu veți putea fi decât dacă citiți lucruri corecte și bune. Căutați această carte. Este o carte minunată, oferită națiunii române de Mănăstirea Putna. La revedere, România, oriunde te afli.